Este bună dimineața de foarte mult timp, pentru că e ora 2. Iar m-am uitat acolo, iar nu m-am dezobișnuit încă. Era să fie. Da, este ora 2 și până acum, mă rog, nu până acum, dar am stat vreo 2 ore și ceva, am stat cu my lady friend, și anume mama urs, și anume Georgiana, am stat de vorbă pentru că n-am mai stat de vorbă de mult timp, adică de la munte, nici acolo nu prea am vorbit, dar am stat de vorbă și am mai povestit unele chestii, că aveam ceva, niște lucruri neterminate de povestit și s-a dus timpul, nici nu știu când s-a dus timpul. Eu am mai făcut una alta și înainte să vorbesc cu ea și în timp ce vorbeam acum cu ea, dar acum am zis să mă pun jos frumușel, mi-am făcut un ceiuț pentru că, nu vă spun, dar a venit frigul și dacă a venit frigul, pentru mine frigul rezonează cu ceaiul. Nu știu de ce vara nu pot să beau ceaiuri, am încercat și se pare că vara nu prea mă omor cu ceaiurile, dar cum s-a răcit, cum a venit așa jumătatea lui octombrie și a fost perioada aia rece și urâtă din octombrie, acum instant m-a lovit un chef de ceaiuri și acum am un ceai aici, un ceai negru cu vanilie. E genial, nu l-am aici la mine, este de la 5 o'clock, cred că îl găsiți prin Carrefour. Cred. Parcă de acolo l-am luat. Este din ăla la pungă vărsat, nu este în pliculețe. Așa că încerc să evit pe cât posibil pliculețele. Dar, aia e altă discuție. Stați, dă-ne negunie. Fufă. Evident, în momentul în care eu deschid camera, cineva trebuie să facă gălăgie sau să lat trecnini sau să treacă mașinile. So, here it is. Da. Azi dimineață plănuisem eu să mă trezesc așa ca o floricică, frumos și să deschid vlogurile astea și m-au trezit copiii pe la 2-3 noaptea, după aia pe la 6 nu știam ce m-a lovit când trebuia să mă trezesc, am dormit până la 8 și ceva, ce e foarte târziu pentru mine, după aia m-am apucat să fac diverse pe aici și după aia am vorbit cu Georgiana. So, here it is, începem vlogul de aici, pentru că ce facem astăzi? Astăzi nu fac mare lucru, ar trebui să filmez în principiu. Nu știu dacă ați observat, dar eu dau drumul la vlogurile astea în care n-am de făcut foarte multe lucruri, spre deosebire de ceilalți oameni de pe YouTube care fac vloguri în momentul în care au de făcut lucruri, da? La mine psihologia este invers, da? Eu dau drumul la daily vloguri când nu am foarte multe lucruri de făcut. Așa. Mi s-a terminat și rolul ăsta. Pardon, mă scuzați, a căzut. Așa. Am... Le-am deschis daily vlog-ul ăsta pentru că aveam chef de daily vlog și pentru că vreau să vă arăt iarăși mâțele mele, că de ce să vă privesc de dragostea mâțelor mele și pentru că trebuia să vă dau și un update la această lumânare. Știți că v-am zis în vlogul trecut, în daily vlogul trecut, că mi-a dus-o Eugenia de la Yankee Candles și mie mi se pare că miroase ceva, dar nu excesiv, adică extrem, extrem de bine, nu miroase... demențial, știți? Da, nu e așa. Vreau să vă mai anunț că mai nu am și picături de ochi. Yes! Că nu mai puteam. Începuse de vreo 2 săptămâni să mă usură ochii, să mă doară ochii, deși e un mod normal acum, realist vorbind. Eu ar fi trebuit să fiu pe picături din alea, cu prescripție, da, cine să mă chinui să le... Nimica toată. De asemenea, vreau să vă anunț că avem tragedie în familie, o tragedie foarte mare în familie, pe care sper din tot sufletul să reușesc să o repar și persoana din familia noastră sper să se vindece, pentru că este o persoană emblematică, într-un timp foarte scurt a devenit o persoană emblematică la noi în familie și o iubim foarte mult pe această persoană și din păcate a suferit un accident foarte grav și în momentul de față are picioarele rupte, după cum cred că... puteți da seama astăzi că nu știu eu ce se aude, și anume cocostârciul meu, cocostârcil al meu a căzut de pe masă. În mod ironic, în mod
total surprinzător și ironic n-a fost vina lui Udi, că mă așteptam să moară de mâna lui Udi, adică de la Baludi. Dar nu, n-a murit de la Baludi, ci eu am fost de vină, și anume că am să clătina masa, așa că de pe masă. Și da, vreau să văd dacă îl pot lipi. Teoretic ar trebui să pot. Because I can do everything I want to. Așa, dar acum să vedem dacă și practic pot. Să vedem. Deocamdată încă nici nu i-am găsit poziția. Ha, așa. Trece un avion. L-auziți? Atât de tare și de zgomotoase sunt avioanele pe la mine. Am geamul de pe hol. L-am deschis, îl aveam și pe ăsta, dar l-am închis ca să nu vă bruiez. Și da. Deci ziua de astăzi este foarte interesantă. O să mai am ceva de făcut pe aici prin casă. O să mai am chestii de făcut. O să mai am de filmat. Ok. Și poate reparăm și acest membru al familiei, că mi-este foarte drag și mi-este foarte milă de suferința lui. Stă aici deja de câteva săptămâni la mine pe birou și se roagă de mine: hai, te rog frumos, reparăm și mie cătărigile. Asamblează-mă și pe mine, că poate, poate, așa. Dacă ar dori Zvență să ne lase în pace și să nu mai urle atâta, m-aș ține de promisiunea pe care am făcut-o. Că dacă vă amintiți voi, în daily vlog-ul trecut, vă spuneam, vă prometeam solemn că la începutul acestui daily vlog o să vă arăt o carte specială pentru mine. Așa. Gata. Am mai redus puțin din zgomot, că nu se putea. Așa, vă ziceam că am o carte foarte specială care are o poveste. Este o carte pe care mi-a cumpărat-o mama. Eram undeva și țin minte că mi-a cumpărat cartea asta, că mi-a cumpărat și o carte de colorat odată cu ea. Și e o carte de basme de Anderson. Arată în felul ăsta. Sper că o vedeți suficient de bine. Sper că se vede bine, în ciuda reflexiei. Stați să mai tragem puțin asta, draperia, că vine soarele pe noi. Așa, cam așa arată. Asta este coperta din față, asta este coperta din spate și practic este o imagine dintr-o poveste, o să vedeți care poveste. Este o carte cu niște ilustrații pe cât de frumoase, pe atât de bizare aș putea să le spun, și vreau să vă arăt ilustrațiile astea și să vă povestesc puțin despre cartea asta, pentru că m-a trezit pe mine undeva, cred că iarna trecută, mă gândeam la cartea asta, zic, mă, unde e cartea mea cu basme de Anderson? Eu am avut un moment, după ce am început renovarea, în care am aruncat foarte multe cărți de astea mari și albume și o grămadă de chestii, pentru că ei mi se păreau inutile, adică unele chiar erau niște porcării și erau inutile. Și zic, mă, nu cumva am aruncat-o printre cărțile alea, zic, doar n-am tâmpit să o arunc pe aia. Și mă duc la mama și ce credeți, o găsesc la mama în bibliotecă. O luase mama. Bineînțeles, acum când am fost la ea, zic, știi ceva, hai, restituie bunurile familiei, că sunt, e cartea mea. Și vreau să vă arăt cartea asta, pentru că mi se pare că am dat-o dată pe internet de ea și vreau să o recumpăr. Și dacă o să o mai găsesc, o să vă pun în descriere. Este o carte, v-am zis, cu niște ilustrații pe cât de bizare, atât de frumoase și de interesante. Și acum o să iau camera și o să vă arăt efectiv cartea, că mi-e mai simplu așa decât să o țin în mână. Haideți că am simțit nevoia să mă pun pe jos, pentru că pe birou nu avea loc să vă arăt toată cartea. Ea este mare, este cred că un A... A4 este cam până aici, deci nu e nici un A3, nu e un A3, e un pic mai mică de un A3 și un pic mai mare de un A4, ca să înțelegeți ca mărime. Deci uitați-o cât e pe lângă mâna mea, așa ca idee. Și coperțile scartonate, evident că în momentul în care eu eram copil mic și cretin, nu aveam grijă de cărți, mai ales că așa, asta era o carte pe care o frunzăream foarte mult. Și... începe cu aceste două figurine care sunt dintr-o poveste și mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama ce caut acolo figurinele astea. Asta este o ilustrație separată și vedeți aici, asta este și editura și ilustratoarea care a făcut aceste ilustrații. V-am zis, mi se par pe cât de frumoase și de interesante, pe atât de bizare mi se par. Deci au o notă, nu știu, ceva ciudat în ea, în...
în această carte. Da, mă rog, sau mai degrabă, dacă v-am zis, n-am avut foarte mare grijă pe vremea aia de carte asta, dar acum îmi place foarte, foarte tare și îmi pare rău că n-am avut grijă. Și avem așa. Și ăsta ar fi cuprinsul, ca să vedeți care sunt poveștile din această carte. Deci avem Prințesa și Bobul de Mazăre, Hainele cele noi ale împăratului, Rățușca cea urâtă, una din poveștile mele preferate, la care plângeam înfiorător de mult. Așa, Privighetoarea, și asta era o poveste destul de... Asta nu e o poveste neapărat foarte cunoscută, cu Privighetoarea. Soldățelul de plumb, Scăpărătoarea, asta era povestea mea preferată de aici. Dintre toate, cred că asta era povestea mea preferată, cu Scăpărătoarea. V-am zis, nu e o poveste foarte populară. Așa, Păstorița și Hornarul. Pardon, Hornarul, este o poveste pe care eu personal n-am citit-o niciodată, nu știu, n-am citit-o nici până ziua de asta și nici n-am fost curioasă și o să vă zic când ajungem la povestea aia de ce nu am citit-o și de ce nu am fost niciodată curioasă să o citesc. Avem după aceea, ce e asta? Fetița cu chibrituri, iarăși o poveste extrem de tragică la care am plâns de fiecare dată când am citit-o sau când mi s-a citit povestea asta. Și Florile micuței Ida este o altă poveste care nu este foarte cunoscută. Și începem cu Prințesa și Bobul de Mazăre și Prințesa care stă în toate pernele alea imense și mă întrebam cum o fi să stai în toate pernele astea imense. Dar nu știu dacă, dacă observați, dar povestea este spusă în 3 pagini, adică în câteva... Așa, apoi avem Hainele noi ale împăratului, Hainele cele noi ale împăratului, și mă fascinau acești dalmațieni, tot timpul mă fascinau și îmi plăcea foarte mult... povestea în sine și mă miram cum, Doamne iartă, mă, nu pot ăștia să-și dea seama că nu tricotează, că nu fac haine deloc. Și aici avem Abuti, așa, dar uitați-vă și voi la aceste ilustrații, cât de interesante și de frumoase sunt și cât de frumoase sunt. De aici a început fascinația mea, cred că, pentru costumele lui Napoleon, de aici, de la această ilustrație. Mi se părea foarte, foarte interesantă. Și după aia avem Rățușca cea urâtă. Aici sunt rațele care se consultă între ele și nu înțeleg care e problema cu oul ăla și de unde a apărut. După care clanul de rațe care râd de Rățușca noastră cea urâtă și eu eram foarte supărată că erau niște bullies toți și râdeau de biata Rățușcă. Și aici avem întâlnirea Rățușcii cu un cățel care n-a păpat-o, din fericire n-a păpat-o. Așa, Rățușca trece prin tot felul de probleme. Așa, este o poveste mai extinsă aici, vedeți? E pe mai multe pagini și la final, când devine lebădă frumoasă. Așa, eu îmi imaginam că asta este Rățușca cea urâtă. Nu știu de ce, pentru că era grațioasă. Mi se părea mai grațioasă decât celelalte și... Iarăși, uitați-vă la ilustrații, cât sunt de frumoase. Și fiecare... Deci, țin minte că stăteam cu orele. Țin minte că stăteam cu orele, stăteam și mă uitam la cartea asta și la ilustrațiile astea și asta era una din ilustrațiile mele preferate. Evident, eu la vremea aia nu știam că asta e inspirată din China și că sunt practic niște elemente chinezești aici și practic e vorba de China și mi-imaginam eu cum mergeam pe aici, cum mă plimbam, deci nu vreți să știți cum vizualizam efectiv de la vremea aia. Eu v-am zis că mă jucam cu vizualizarea de când eram mică. Mă jucam cu vizualizarea și vizualizam cum mă plimbam eu pe aici, pe treptele astea și alergam și zburdam pe aici și cumva de-aia e specială cartea asta pentru mine, pentru că mi-am petrecut foarte, foarte mulți ani uitându-mă la cartea asta și imaginându-mi tot felul de lucruri. Mi se păreau foarte ciudați acești căței, nu înțelegeam care-i treaba cu ei, nu înțelegeam niciodată ăsta, de ce Dumnezeu are povestea asta în cap și de ce se comportă așa. Ulterior am început să înțeleg, când am crescut mai mare și m-am prins, de fapt, care-i problema. Aici se duceau să caute Privighetoarea și mă rog.
Povestea, dacă nu o știți, este foarte interesantă și, bineînțeles, are o morală, este practic o fabulă, ca de altfel cam toate poveștile lui Anderson. Nu știu dacă ați sesizat treaba asta, dar poveștile astea, în general, ca și hainele cele noi ale împăratului, ca și Rățușca cea urâtă, cam toate au o morală, sunt de fapt niște fabule mai extinse. Uitați-vă aici, mă uitam la rochile astea și iarăși mi se păreau bizare și o mâță neagră plocoasă, care ne place foarte mult. Și mi se păreau foarte bizare și mi se păreau așa de interesante și mă gândeam eu cum ar fi fost să fim îmbrăcată din astea. Deci, o poveste de genul ăsta, asta ci că ar trebui să fie moarte. Da, again. Hainele, astea, poveștile lui Anderson sunt în realitate mult mai creepy, dacă știți, decât variantele oficiale. Asta este povestea despre care v-am spus, cu soldățelul și de plumb, pe care n-am. Ba da, asta am citit-o cu soldățelul de plumb, ba da, scuze, asta am citit-o, nu asta, asta am citit-o, știu despre ce e vorba. Nu înțelegeam cum stă tipa asta într-un picior aici și până mi-a explicat bunica mea că asta este o casă pentru păpuși. Eu nu înțelegeam conceptul de casă pentru păpuși, pentru că n-am avut sesem și nu văzusem așa ceva și nu știam ce e ăla. Și nu înțelegeam la ce folosesc chestiile astea, dar mi-ar fi plăcut să am jucării din astea, să mă joc și eu cu ele. Și aici soldățelul trece prin tot felul de peripeții. Așa. Aici ajunge în burta unui pește. Deci, practic, soldățelul nostru este aici, în burta peștelui. Da. Uitați, și aici sunt și figurinele de la început, pe care nu știam eu de unde să le iau, sunt aici. Așa, îmi imaginam cum ar fi să ai un căluț din ăsta. Îmi doream și eu un căluț din ăsta când eram mică. Evident că nu mi-a luat nimeni, nu m-a băgat nimeni în seamă. Așa, și ajunge la povestea mea preferată, și anume Scăpărătoare. Este povestea unui soldat care se întâlnește, după cum vedeți, cu Baba Cloanța, care, bineînțeles, ca în orice poveste magică, este un personaj din ăsta misterios. Îi spune că vrea să... Îi promite că o să-l îmbogățească subit dacă se duce și face ceva pentru ea, și anume intră în salcia asta, pentru că prin scorbura asta intră undeva în salcie și ajunge în niște încăperi și de acolo o poate să-și ia cât aur vrea el, doar să-i aducă un singur lucru de acolo, și ce anume o scăpărătoare. Și de acolo povestea evoluează. Dacă aveți curiozitate să găsiți, căutați povestea pe net dacă vreți să vedeți. Și povestea evoluează. Și sunt implicați și niște câini din ăștia mari. Și viața acestui soldat se schimbă odată ce găsește scăpărătoarea aia, pentru că scăpărătoarea ajunge la el și se întâmplă tot felul de lucruri. Iar așa, asta erau imaginele la care stăteam și mă uitam foarte, foarte mult timp. Are sens imaginea cu povestea, dacă veți citi povestea, veți înțelege imaginea. Are sens și mă imaginam cum era să mă plimb pe aici, să mă duc și eu. Vedeți că este un oraș din ăla așa medieval, vechi. Și arată foarte, foarte bine din punctul meu de vedere ilustrația și, până la urmă, bineînțeles, ca orice poveste frumoasă, soldatul nostru parvenit se însoară cu o prințesă. Apoi avem Păstărița și Hornarul, iar am zis Hornalul. Hornarul, povestea aia pe care nu am citit-o niciodată și motivul pentru care nu am citit-o niciodată și cel mai probabil mă voi încumeta să o citesc este această ilustrație. Nu știu de ce. N-aș ști să vă spun de ce, dar această imagine de aici pe care o vedeți mi-a dat tot timpul fiori. Deci, nu știu, m-a făcut întotdeauna. Nu știu, faptul că personajele astea sunt atât de micuțe în comparație cu restul lumii și e o lume din asta fantastică sau e dracul ăsta aici, nu-mi dau seama. Dar din cauza acestei ilustrații eu n-am putut să citesc niciodată povestea asta și promit că am să o citesc și o să vă spun cum este. Dar am dedus povestea după imagini, după ilustrații, așa, după ce se întâmplă pe aici. Apoi urmează Fetița cu chibrituri, care este o poveste atât de tragică și de fiecare dată v-am spus, de fiecare dată plângeam la această poveste și mă impresionau inclusiv imaginile astea cu ea care e căzută în zăpadă aici și săraca, toată lumea râde de ea și îi fură, inclusiv îi fură
botoșii din picioare și moare de frig și săraca nu mai poate decât îi este de frig și asta este imaginea de pe copertă, dacă vă uitați. Deci, practic, asta este imaginea pusă în oglindă. Dar asta este imaginea și faptul că moare și mi se părea așa de dură și nu înțelegeam de ce trebuia să fie așa de rea lumea cu ea și... Da, mă rog, dar oricum, ilustrațiile foarte frumoase. Asta este cu florile micuței Ida, iarăși o poveste care mi-a plăcut foarte mult. Da, și asta a fost cartea despre care am vrut să vă vorbesc. Este una din cărțile, după Huckleberry Finn, dacă ați văzut cartea, clipul ăla cu cărțile mele preferate, top 10 cărți preferate, dacă nu vi-l las în descriere, cred că după Huckleberry Finn, asta a fost cartea pe care am iubit-o cel mai mult, cel mai mult, efectiv, ca și carte am iubit-o foarte mult, când din cauza sau datorită ilustrațiilor am iubit-o enorm și mi se pare că este absolut superbă și mi-ar plăcea dacă o mai găsim să ne bucurăm de ea, să-mi spuneți și voi. Chiar aș fi interesată să știu dacă voi aveți genul ăsta de cărți, nu știu, o carte cu ilustrații frumoase de care v-ați bucurat când erați mici sau, nu știu, orice carte aveți voi de când erați mici care vă... trezesc așa niște sentimente, vă trezește niște sentimente, nu știu ce am azi, așa frumoase și când vă uitați la ilustrațiile alea, vă aduc aminte de diverse lucruri, pentru că, v-am zis, eu stăteam cu cartea asta în mână, ore în șir și-mi imaginam cum este să te plimbi acolo pe podurile alea și prin pădurile alea și să fiu eu în ilustrațiile alea, nu știu, îmi plăcea foarte, foarte mult. Bun, Udia mea a trecut la somn because she's tired, baby. A prins ungerii astăzi și este obosită, că a muncit. Deci a muncit, nu putem să-i reproșăm chestia asta, că a muncit, a contorizat și a venit și a prezentat șoricelul pe ziua de astăzi, că nu v-am spus, dar aproape în fiecare zi vine și prezintă șoricelul. Vine și mi-l pune în față și așteaptă recompensa, pentru că am învățat-o recent, că după fiecare șoricel primește o recompensă și vine și mi-l pune și mi-l arată și mi-a una și trebuie să o aprob, după care așteaptă să primească recompensa. Zilele trecute a venit cu rândul, nu cu rând, iar am zis rândul. I-am zis și Georgiana, e rândunici, cu vrăbii, nu mai sunt rândunici, pe vremea asta nu mai sunt rândunici, hello, așa. A venit și cu două vrăbii, a ucis și două vrăbii și am avut o lungă discuție cu domnișoara mea în care i-am explicat că vrăbiile sunt niște păsărele foarte drăgălașe, foarte frumoase, pe care trebuie să le lase în pace. Sper din tot sufletul că a înțeles și nu se mai leagă de vrăbii. În schimb, de Jerry poate să se lege cât vrea ea, pentru că nu avem nevoie de Jerry. O altă chestie, ieri am primit într-o anumită conjunctură, se numesc honey cakes, aceste chestii, aceste ceva. Și sunt înfiorător de bune, îngrozitor și înfiorător de bune. Sunt absolutamente minunate. Deci, bănuiesc, Febăs mi-a zis că sunt ucrainiene. Să vă spun ce sunt, stați să scoatem una de aici ca să și vedeți efectiv. Deci, avem niște inimioare din turtă dulce. Există turtă dulce aici, în interior, care turtă dulce are în interior magiun de prune, care turtă dulce cu magiun de prune este învelită, după cum vedeți, într-un strat sănătos de ciocolată. Aseară când am deschis punga asta, așa am mâncat. Deci sunt divine. Uitați-vă și voi. Vai! Deci sunt o minunăție. Nu știu, eu le-am primit. Nu știu de unde Dumnezeu să mă duc să le cumpăr, că aș cumpăra o basculantă, mi-aș lua. Deci mi-aș cumpăra o tonă. Am căutat pe net, nu prea le găsesc pe aici, nu știu de unde a făcut cine a făcut rost de ele, dar sunt divine. Deci sunt absolut fantastice. Dacă le găsiți, let me know. Sau dacă găsiți ceva de genul ăsta. Eugenia îmi zicea de cele de la Heidi cu... de prunele învelite în ciocolată, dar nu. Asta este turtă dulce cu gem de prune învelită în ciocolată. Este o senzație. Ciocolata e puțin amăruie. Și dacă mă cunoaște, știți că eu cred că ciocolata amăruie ar trebui interzisă prin lege. Pentru că este unul dintre cele mai oribile lucruri bune care există în lumea asta. Adică este... bună cică, fiindcă e sănătoasă, dar este oribilă la gust, din punctul meu de vedere. Așa că cred că ar trebui interzisă, dar asta este divină. Deci nici nu aveți idee. Mm. Mm.
cât de bună este. Și merg foarte pe mine și cu cafea dimineața. So, dacă ați dat de ele și știți de unde să-l mănânc să le cumpăr, please, let me know. Faceți-mi și mie o favoare că... Nu, e vis. E vis. Și luați-le și voi, pentru că sunt absolut senzațional. Da, bună ziua la toată lumea! Dar ce faceți? Da, am vorbit cu Pebbles și m-a trăznit iar accentul ardelenesc. Că noi când vorbim, vorbim în 15 limbi, așa. Adică suntem foarte internaționale. Am terminat de filmat, că îmi propusesem să filmez pe zi, numai că multă gălăgie, lumina a început să-mi facă figuri, iar a început să rănori, să intre, să iasă din... Și așa am zis că filmez la bec. Să vedem, poate-mi iese. Încerc să mă obișnuiesc și cu filmatul la bec. Știu că nu este ideal, știu că nu este cea mai bună soluție, dar încerc să mă obișnuiesc și cu chestia asta. Adică, dacă oameni profesioniști care... Asta fac toată ziua, de dimineața până seara. Muncesc cu becuri din astea și filmează și fac poze și le iese și e bine. Înseamnă că și eu pot să fac măcar un pic, să nu mă mai ambiționez așa de tare să filmez la... Stai că mi s-a stins laptopul din jos. Să filmez la lumina artificială, da? Deci se poate, cumva trebuie să doar să dau eu mai mult silința să învăț cum să fac ce treaba asta. Așa că o să fie o perioadă din asta de acomodare. Bun, dar de ce intrasem aici? Pentru că până m-am învârtit eu, că am mai făcut niște chestii pe aici, am făcut de mâncare, până m-am învârtit eu pe aici, a venit și un curiere. A venit și un curier cu un pachet de PR și aș vrea să vă arăt ce am primit. Și cred că cel mai bine este să punem... pardon, scuzați. Nu stă. Stați că e cutia mare. Am primit o grămadă de produse. Deci e un pachet de PR cu o grămadă de produse și cel mai bine cred că o să pun camera pe trepied. Așa. Stați așa. Și vă pun pe voi pe trepied. Stați că a ridicat trepiedul, vă pun pe trepied. Așa, așa, ar trebui să mă și vedeți. Am primit cutia asta de PR. Este o cutie cu produse de PR de la cei de la Pharmalead Pharmacy. Este un brand nou și o companie din asta de dermatocosmetice. Care intră nou, sunt noi pe piață la noi, sunt micuți și mi-au trimis și mie câteva produse. Mi-au lăsat, de fapt, mi-au zis să-mi aleg eu 3 produse și 3 mi le-au trimis ei și să vedem ce am primit aici pe lângă ce mi-am ales eu. Hai să începem. Avem așa o cremă, o loțiune de corp cu o floare de lotus, stați așa, ce aia... caise și ulei de argan. Asta este pentru femei însărcinate. Asta mi-au trimis-o ei. Eu nu sunt însărcinată, dar am auzit că este genul ăsta de loțiune de corp pentru fermitate sau pentru întreținerea pielii care se întinde sau pielii care este cumva lucrată, dacă vreți. Genul ăsta de produse sunt bune și pentru persoanele care fac sport, de exemplu, și le crește masa musculară sau dacă slăbiți sau pur și simplu aveți anumite zone unde vreți să controlați puțin zona asta. Ia hai să vedem cum sunt miroase, că sunt foarte curioasă, având în vedere că are floare de lotus și piersică. Miroase... Cum e consistența? Da, mirosul este unul ciudățel, dar asta este un produs bio, stați că scrie aici. Este un produs bio, fără tot felul de chestii din astea chimice, mai ales că se adresează în primul rând gravidelor. Așa, este testat dermatologic, deci nu are cel mai grozav miros, dar îmi place consistența. Are o consistență mai hidratantă, așa, este, îi zice loțiune de corp, dar pare mai degrabă cremă, știți? Așa, foarte interesantă. Parcă acum, după ce a intrat în piele, parcă se simte mirosul ăla de tot apricot, în vine să zice, de caisă. Da, foarte, foarte interesantă și este hidratantă. O simt foarte hidratantă, deci este foarte emolientă și o să fie numai bună pentru perioada asta rece. Și mă gândesc că o să fie bună, mai ales în condițiile în care am început să fac mai mult sport și mai am febră musculară și mai așa, în sensul ăsta sau pe sâni, o să fie foarte bună. Este de la brandul Anne Gredes, cred că se citește. O să vedeți dacă intrați la ei pe site, oricum vă las site-ul lor. O să vedeți că au cu precădere produse din astea curate, adică dermatocosmetice
curate, pentru că mai sunt și dermatocosmetice, de știm noi că sunt pline de alcool și de alte prostii, așa, și produse care sunt cumva mai clean și mai atent selecționate, adică nu sunt din astea super pline de chimicale și de toxicități. Vai cum miroase asta! Doamne, este genial! Are o folie din aia de aluminiu, doar că s-a prins de capac. Adică și de aia s-a desfăcut cu totul. Doamne, cum miroase asta! De-abia aștept să-l folosesc. Mamma mia! Deci cu siguranță ăsta. Nu seara asta, că nu fac bani seara asta, dar mâine... ce bine miroase! Deci este divin! Yes, baby. Mie îmi plac scrub-urile, adică mie pot să-mi dai scrub și din cenușă, cred că și pe ăla aș iubi. Așa. Ei, brandul în sine, ăsta este de la Pharmalit Pharmacy, adică de la brandul mamă. Este un brand grecesc, nu v-am zis, da? Este un brand grecesc și scrie în greacă și eu cu greaca nu. Oricât de grec ar fi fost străbunicul meu, eu n-am reușit să ajung până la învățat greacă, dar e minunat ăsta. Ăsta sigur o să fie, o să-mi placă la nebunie, deci mai mult ca sigur. Așa, apoi, următorul produs pe care mi l-au trimis ei este această cremă, tot de la Pharmalit. O cremă pentru picioare și așa, și asta la fel, cu ingrediente curate. Foarte... bună și, nu știu, spuneți-mi dacă voi aveți problema asta, dar eu am senzația că mie mi se usucă mai tare călcâiele sau picioarele în general, mi se usucă mai tare iarna decât vara. Deci am observat acum de când port mai des șosete, că vara nu port șosete, deci veritas sfântul numai când trebuie să port Adidas. Haide mă, desfăte! Acum parcă mi se usucă mai tare picioarele. Deci este numai binevenită această cremă și cu siguranță am să vă povestesc despre dânsa, pentru că călcâiele mele au nevoie. Sunt curioasă dacă asta e mentolată, am reușit să o desfac, mamă, dar a fost sigilată, nu glumă. Așa. Sunt curioasă de consistența ei. Miroase bine. Mi-am dat pe nas. Dar are un miros așa, nu știu, de plante, ceva. Dar foarte plăcut, adică ceva natural, foarte... Și nu pare să aibă mentol în ea. Că știți, mai sunt din astea de picioare care au mentol în ele și sunt ciudățele cu mentol în ele, adică nu știu. Așa, hai să luăm în cutie. Așa, acum să trecem la cele pe care mi le-am ales eu. Deci, mi-am ales în prima rând un gel de duș, că mi s-a părut interesant și vine într-o formulă din asta foarte mare, adică jumătate de litru, litea mai butoiul de jumătate de litru, de la tot Pharmalit, gel shower, gentle shower gel. Scrie pe el skin balance and hydrating, la fel, fără o mulțime de chestii din astea nasoale pentru piele. Pe față, ia să tragem asta. Așa? E mai bine? Cred că e mai bine. Ce faceți? Eu sunt gata, să m-am trezit, m-am aranjat și am zis să vorbesc cu voi când sunt gata aranjată ca să nu vă mai sperii. Și am dat drumul la clip, că este joi astăzi, am dat drumul la clip și aveam ceva planuri pentru astăzi, dar am zis că până plec eu către planurile mele, să povestim puțin, să mai beau, am făcut un 3-in-1 aici, din ala de la Iacobs cu Milka, că m-am trezit pe la 3:30, nu știu cum să vă spun, de fapt nu m-am trezit, este impropriu spus, m-am trezit, am fost trezită de un anumit monstru negru care acum doarme de rupe în pat, că nici n-am putut să fac patul de el de ce doarme, la 3 și nu la 3:30, la 3:30 m-am îndurat să-i dau să mănânce, deci mai devreme de 3:30. Și n-am mai putut să dorm. Și atunci m-am apucat, am venit la laptop și am mai făcut un alt, am mai aranjat, am mai făcut diverse pe aici, după care m-am apucat să mă aranjez pentru că astăzi mergem în oraș. Am de ridicat și de cheltuit un voucher la Zara.
chiar îmi pare, știți? Așa, și trebuie să ajung în plața, pentru că acolo trebuie să îl cheltui acel voucher. Și numai bine că mergem în oraș și ne mai plimbăm. Faza este în felul următor, că am și făcut o boacănă și asta stau să aștept să vedem ce zice Eugenia, că trebuia să mă întâlnesc cu Eugenia, fiindcă eu eram ferm convinsă că nu e plața, că e promenada, promenada fiind foarte aproape de ea. Dacă nu știți, promenada este în nord spre Băneasa încolo, iar plața este încolo spre Militari undeva, adică la poluri total opuse, una de cealaltă. Dintre toate, cred că și mie tot promenada mi-era mai la îndemână decât plața. Dar eu eram ferm convinsă că este promenada și am ținut-o de săptămâna trecută, o țin cu promenada, promenada, promenada. Și de dimineață nu știu ce mi-a venit mie să mă uit, nu știu, m-am uitat la ceva, trebuia să mă uit la ceva și zic, ups, nu e promenada, e plața. Și i-am scris Eugeniei și zic, taie-mă, omoară-mă, fă-mi ce vrei tu, dar sunt bătută în cap. Și asta e o problemă pe care o aveam cu locațiile astea două, e o problemă clasică pe care o aveam și de asta ar fi trebuit să verific mai devreme și acum vine să-mi dau palme. Aveam și la fostul job, aveam aceeași problemă, pentru că lucram cu oameni în locații de genul ăsta, mall-uri, în magazine și așa mai departe, și tot timpul încurcam promenada cu plața, deci tot timpul, toată lumea îmi zicea, bă, zice, dar nu, cum, Doamne, iartă-mă, de le încurci tot timpul, și nu, cred că e de la dislexie, pentru că în momentul în care stau și mă gândesc efectiv la locație, așa, unde-i una, unde-i cealaltă, știu, exact cum v-am explicat mai devreme, da? Una e în nord, ailaltă este spre Militar, deci nu e, nu știu, o chestie că n-aș ști zona sau n-aș ști în ce zonă sunt, ci pur și simplu cred că numele mă confuzează pe mine și din cauza numelui și din cauza dislexiei le încurc, le inversez. E o inversiune pe care am făcut-o foarte, foarte multe ori, rare ori mi s-a întâmplat să o nimeresc. Și da, acum aștept să vedem dacă s-a trezit Eugenia și dacă mai vrea să vină, că i-am zis, bă, dacă ți-e prea greu să vii, normal, nu mă aștept să vină, că doar, Doamne iartă-mă, așa, sper să nu mă înjure prea tare. N-am vrut, adică n-a fost cu intenție, că n-am, vă dați seama, nu-mi face plăcere să fac de-astea, dar s-a întâmplat, efectiv, deci nu știu. Și eram și când m-a întrebat și joi, să mai ia cu câteva zile, nu joi, că azi e joi, mai acum câteva zile m-a întrebat Eugenia, zice, promenada sau plața? Cam din greșeala mi-a ieșit plața pe gură când vorbeam de chestia asta și zic, a, nu, nu, promenada, promenada, dar mintea mea vizual era plața. Deci vizual, că m-am uitat acum pe net să verific, să mă asigur de moluri, așa, în mintea mea vizual era plața, dar da. Am făcut o boacănă, aia este, în altă ordine de idei, dacă tot m-am trezit la 3:30, ce credeți că am putut să fac eu, decât să mă apuc să scrolez ce găsesc la Zara și ce aș putea să-mi iau și o să vă arăt și eu, că am făcut așa, că am câteva, am făcut un clasament al lucrurilor pe care mi-aș dori să le iau, nu vă imaginați că am un voucher foarte mare, nu, e... Dar așa, încercând să mă orientez să văd pe ce aș putea să cheltui banii. M-am orientat la câteva lucruri. Acum să vedem ce găsesc, pentru că n-am dat să caut în locație, dacă există în locație, nu știu de ce nu mi-a mers. Stați că nu torc camera și vă arăt și vouă. Nu știu dacă cât de bine vedeți. Mademoiselle asta are o rochiță pe ea care mi se pare destul de interesantică. Așa din poză pare să fie un fel de catifea. Dar pentru că este neagră, da, e posibil să nu o bag în seamă, deci asta ar fi o soluție de rezervă. Asta este altă chestie care mi se pare foarte simpatică, mi se pare foarte 60s și nu știu de ce mă gândesc la Brigitte Bardot când o văd. Adică am senzația că am văzut-o pe Brigitte Bardot în ceva similar. Deci cum am pus ochii pe asta și chiar aș vrea să o probez, să văd dacă o găsesc acolo în plața, chiar aș vrea să o probez să văd cum este. Este o rochiță, un fel de rochiță sarafan, dar asta e tricotată. Și nu știu, mi se pare foarte drăguțică, cu cizme negre, desigur, acum iarna, cu cizme negre, cu dres negru, mi se pare că este foarte interesantică. Are și un pulover, adică merge și un cardigan, are un cardigan peste. Asta iarăși mi se pare foarte frumușică, foarte interesantă, doar că vedeți că se strânge aici în talie, iar pentru mine care sunt clepsidră, chestiile astea care se încrețesc în talie, pentru clepsidre în general, chestiile astea care se adună așa și în
Italie nu prea sunt ok, dar e de probat și asta în funcție de cum vine și nu cumva să fie un oversize din ăla, să zici că e S, dar să fie foarte largă, iar tipa să fie înaltă. Dar asta îmi place foarte, foarte mult, că e din aia de tip cămașă și asta e portabilă și vara și iarna, adică asta ar fi foarte ok. Și dar nu știu dacă observați, dar merg pe mini-uri, că în general iarna, pentru că port dresuri, merg pe mini. Așa, asta este o curea pe care am văzut-o și care îmi place, doar că văd aici că are 80 și 85. Pentru mine 80 în talie, mămicule, înseamnă că mi-ajunge pe șolduri. Că n-am 80 în talie, mâncat ar mama niciodată. Dar dacă se poate ajusta, că asta vreau să văd, în primul rând dacă aș găsi-o, și vreau să văd dacă se poate ajusta. Să o aducem și noi pe la un 62-63, cam așa, că... De la... vine pe șolduri, o pun pe șolduri, nu în talie. Așa, asta iarăși îmi place foarte mult, cureaua asta. Vedeți? Are niște pietre așa și e spre deosebire de alea care sunt de urlă, alea mari, cu cataramele alea mari care urlă, care mi se par foarte chicioase. Asta mi se pare totuși statement, dar mai discretă. Așa... stați că mai aveam o din asta. Asta mi se pare că iarăși se ajustează și asta îmi place. Mă uitam la curele pentru că nu am nicio curea din asta bijuterie. De fapt nu prea am curele, dacă mă credeți, că astăzi simțeam nevoia să pun o curea la pantalonii pe care i-am, o să vi arăt imediat, și nu am nicio curea care să meargă și, de exemplu, asta ar fi mers foarte bine astăzi. But yeah... Așa, gulerul ăsta, iarăși îmi face cu ochiul, îmi place mult de tot culoarea asta, movul ăsta, bine, aici mi se pare destul de dubios cum arată, de-aia vreau să-l văd în realitate, dar am mai văzut pe ăsta pe gri și dacă griul ăsta are reflexii de mov, cum se vede în poza asta, acum nu știu, să nu fie doar o eroare de la lumină, cred că mi-ar plăcea mai mult varianta asta decât varianta aia mov, că mi se pare mai versatil asta, că aia movul mai greu de pus la orice. În schimb, asta merge chiar la aproape orice. Așa. Asta este o altă rochiță din aia așa. Vedeți? Și are fusta așa în cloș. O rochiță tricotată, foarte drăguță de sezon. Mi s-ar părea că se potrivește pe bleu ăsta, care e foarte drăgăraș și care mie îmi place mult de tot, adică port bleu ăsta în disperare. De fapt, știți că eu am o problemă cu albastru. Așa, și ce am mai găsit? Stai că am mai găsit ceva, dar nu mai vrea telefonul cu mine. Pantalonii ăștia. Dar e iarăși o mare problemă cu croiala asta la pantaloni, pentru că șoldurile, să vedem cât de largi sunt șoldurile, pentru că eu am șoldurile înguste. Teoretic, pantalonii ăștia ar fi croiți pentru mine, pentru tipologia mea de corp, adică să-mi facă, să-mi evidențieze cumva șoldurile, să le facă mai late. Doar că depinde de croiul ăsta cum sunt ei cusuți, fiindcă dacă curbura asta, dacă curbura, ați înțeles, da? Dacă curbura asta este mai prea sus sau prea jos decât ar trebui pentru mine, nu-s bun, arată rău. Și acum văd că aici sunt pe o mulțime de culori. Deci, Martenta, ăștia vișinii, foarte place că pun vișiniu pe negru, adică e senzațional, n-ai ce să zici, îmi place nuanța asta de vișiniu, dar mai am unii vișinii care i-am pe mine, chiar pe mine, ceilalți mi se par cam de vară, așa, haide mă, mergi, nu, ăla e. Ăștia de exemplu mi se par de vară, îmi place și culoarea asta, dar mi se par de vară și aș fi vrut ceva care să fie portabil și iarna, pentru că nu prea am, ăștia iară mi se par de vară, ăștia iarăși mi se par de vară, e o culoare destul de ciudățică, dar mai de vară așa, da, să mai dăm așa dacă aș vedea, ăștia sunt negri, cred, nu ne întrebe negru, mulțam, bleu ăsta, nu știu ce să zic de el, nu sunt prea încântată de nuanța asta de bleu, mie se pare cam, sau poate e pentru că e pus cu negru și pare mai dubios așa. Da, și de-aia cred că ăștia verzi, mai ales că nu am nimic în tonul ăsta de verde. Da, anyway, dacă puteți să-mi scrieți și voi în comentarii ce părere aveți, adică dacă nu e acum pot să dau comandă pe net, pe online sau eventual să mă mai duc o dată în Zara, adică nu ar fi o tragedie să mă mai duc o dată în Zara să îi încerc dacă nu mă decid. Mai erau și pantalonii ăștia care par să fie evazați când îi vezi pe model sau când îi vezi așa, pare evazați, dar nu sunt evazați, sunt drepți.
Și iarăși, mi-ar plăcea să dacă îi găsesc pe ăștia, să-i probez, că mi se par și ăștia interesanți, iar roșii chiar nu am. Da? În ciuda ideii că am multe haine, nu am pantaloni de ăștia roșii, deci ar merge. Ar merge și o pereche din asta. Nu știu, să văd acum, să mă decid să văd ce găsesc. Așa, aici sunt domnișoarele astea care sunt foarte supărate, săracele de ele. Deci că le-au trimis la chin. Probabil le țin nemâncate cu săptămânile și după aia le pun să pozeze și sunt foarte supărate. Ah, aici să vedem ce zice Sabina, că povestim la clipul de astăzi. Da, cam asta e ideea cu excursia la Zara. N-am mai fost la Zara de foarte mult timp, adică am mai fost de câteva ori, am mai intrat în ultima vreme în Zara, dar și am mai intrat și online, dar efectiv îmi displace aproape tot ce văd. Și la chestiile astea pe care le-am găsit, mi-a fost foarte greu să mă decid, de-aia am deschis atât de multe că nu știu exact. Nu prea pot să zic că există un model după care mor, că mai exista înainte, se mai întâmpla, vedeam un sacou sau vedeam ceva și zic, mamă, îl vreau, îmi place, pentru că era croit într-un fel, pentru că era deosebit, arăta într-un fel, chiar dacă era Zara. Acum parcă toate sunt luate și mai ales pentru iarnă. Jesus, deci nu, hai că vara pot să mai mergi cu excentricități din astea, că nu știu ce, dar pe iarnă, nu știu, mi se pare că au luat o razna rău de tot și știți că mi-a plac lucrurile astea mai clasice, așa mai elegant, o casual clasice, așa, și nu rezonez cu multe prostii din astea pe care le văd, cu multe alambicături, cu blugi aia care n-au nicio formă, cu pantalonii aia care sunt foarte ciudați, de-aia vreau să mă duc să și probez multe haine acolo, să vedem ce Dumnezeu pot să-mi aleg, ceva. Hopefully, dacă tot am voucherul ăsta, să-mi aleg ceva. So, yeah. Da, acum, ce mai facem? O să dau copiii jos din pat să fac și eu patul ăla, că la mine, nu v-am zis? La mine patul se face după trezirea pisicilor, mai nou, nu după trezirea mea. Da, care trezirea pisicilor poate să se întâmple și la 4 după amiază, adică dacă pisicile mele atunci decid să se trezească. Why not? Da. Sunt foarte obosiți pentru că au fost în schimbul 3, au muncit foarte, foarte, foarte mult, săraci de ei și da. Din fericire avem soare, este bine, o să vă arăt imediat când mă ridic de aici, o să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat. Nu mi-am pus în ureche decât niște cerceluși și chiar, apropo, sunt niște cercei de la CNA, cred că știți că ei sunt cam peste tot pe internet, sunt cercei ăștia care sunt cumva cu două fețe, cum ar veni, știți cum sunt gecile alea cu două fețe, cam așa sunt și ăștia. Au biluța și au cuiu care și el este decorativ și îl poți pune în față. Și chiar mă gândeam, pentru că i-am purtat foarte mult, i-am de vreo 2-3 ani, cred că 3 ani i-am, chiar dacă nu mai bine, și i-am purtat în disperare și chiar mă gândeam, zic, dacă n-ar fi o idee bună să dau, nu știu cât sunt aia de la Dior, că sunt și din aur, nu v-am zis, dar cred că începe să-mi revină alergia la metale. Da. Eu am avut o alergie foarte severă la metale. Deci o alergie urâtă la metale. Deci dacă îmi puneai orice și nu era aur sau argint în urechi, mi se umflau urechile, mi se făceau atâta. Și bunica mea, scumpă și dragă, dar cred că v-am povestit, n-a avut de lucru și mi-a pus odată niște cercei care nu numai că erau din metal din ăsta comun, ci erau și oxidați. Și am făcut o infecție de era să mor. Și am ajuns, mă rog, cred că v-am povestit, și am ajuns la spital, la urgență, efectiv era să mor, deci mai aveam un pic și muream din cauza infecției, atât în halul ăla eram de terminată de infecție și m-au operat, mi-au scos de acolo, m-au curățat, că după aia nici n-am rămas cu gaură în urechea stângă, mi-am dat eu gaură și după aia n-am mai avut nicio problemă, deci după operația n-am mai avut nicio problemă niciodată, că eu rămăsesem mult timp după ce mi-am făcut iarăși gaură în urechea stângă, rămăsesem cu ideea că nu pot să port cercei din ăștia banale, așa, știți, simpli, și am încercat o dată și am văzut că nu mai am nicio reacție la ei și am început să port, adică n-am mai avut nicio problemă, ani de zile, până acum, adică asta se întâmpla undeva prin 97? Nu, cred că prin 98 sau 99 s-a întâmplat treaba asta cu infecția mea, cam așa. Și de atunci, după operația asta, n-am mai avut
Absolut nicio problemă. E, acum, iarăși încep, nu tot timpul, asta mă enervează, că nu tot timpul, dar sunt situații când la anumiți cerceri, de exemplu și la ăștia, sunt situații când mă ustură urechile, efectiv mă ustură gaura aia de la ureche și ăla e primul semn pentru mine, ăla a fost întotdeauna primul semn pentru mine, mă ustură gaura aia efectiv de la ureche în care este băgat cercelul și mă mănâncă așa și e o senzație de disconfort. Dacă ați văzut, de multe ori în clipuri mai duc mâna la ureche și mai trag de ureche așa. Asta pentru că e senzația aia de disconfort și câteodată nu mă pot abține. Ei, se întâmplă, am văzut că iarăși se întâmplă și e din ce în ce mai des, dar nu se întâmplă tot timpul. Cum v-am zis, mi se întâmplă și cu cerceii ăștia, îi am purtat și ieri, i-am purtat și acum câteva zile, n-am avut nicio problemă. Astăzi i-am băgat unul în urechi, nicio problemă. Bănuiesc că săptămâna viitoare, dacă îi port, iară mă sâcâie. Și încerc ușor, ușor să fac tranziția iarăși către metale din astea semi-prețioase, prețioase, adică aur, argint, care nu oxidează și n-au probleme, ca să nu mai mă trezesc, nu cumva să mă trezesc chiar că fac alergie. Da, și am observat de asemenea că toate lănțișoarele pe care le aveam, toate astea, se înnegreau mai repede. Am avut o perioadă în care cumpăram de la H&M lănțișoare și pe mine mă țineau ani de zile. Toată lumea se plângea că, mama, astea oxidează una, două, după a doua purtare oxidează. Eu le purtam ani de zile și nu aveam nicio problemă. Ei, acum au început să oxideze și alea foarte repede și nu mai port. Adică nu port decât chestii care sunt cumva antichizate ele sau așa. Și de aia, cred că n-ar fi o idee rea, având în vedere că pe ăștia în 3 ani i-am purtat, chiar i-am purtat foarte mult și i-ați văzut și voi prin clipuri și nu numai prin clipuri, tot timpul îi port, sunt foarte la îndemână, sunt frumușei, sunt clasici, se văd, dar nu sunt ochii tăi, adică nu urlă, adică sunt foarte drăgălași. Și mă gândeam dacă n-ar fi o idee bună să investesc în oia de la Dior. Știu că sunt cam scumpi, dar totuși, dacă sunt așa drăguți și îmi plac, de ce nu? La urma urmei. Spuneți-mi și voi. Da. Cam atât pentru moment. Răspund și eu la comentarii, până una alta, până îmi beau cafeaua și după aia vă arăt, ne vedem la oglindă și vă arăt cu ce m-am îmbrăcat. Astăzi sunt foarte monocromă. Inclusiv ochii mei sunt în ton cu... N-am vrut să iasă așa, dar așa și... Sunt foarte monocromă astăzi. See you later! De ce sunteți atât de blonzi? De ce sunteți atât de blonzi? De ce dai mă din codița aia? Nici suferitul. Păi ați vedea pe maimuțoi, ei sunt tot acolo jos, cum stau întolăniți. Stați așa, că acum se ridică, că am venit cu mâncarea. Mi-am făcut un rep din asta cu omletă. În ultima vreme am dezvoltat o obsesie pentru a face repuri din astea, pentru că îmi plac foarte tare și am uitat să pun în favorite lipiile astea. Da, o să vă arăt eu altă dată lipiile astea, că sunt geniale. E o lipie integrală, super subțire și fac tot felul de repuri. Am plecat de la a face fajitas și acum mi-am făcut rețeta mea de fajitas, dacă vreți, sau de rep. Și fac și mic dejun, adică fac și omletă sau ouă, jumări sau cum vreți voi să le ziceți. A, te-ai trezit, iubirea mea, ce vrei? Eu ușor, știam că vrei. Ai simțit mirosul de ușor? Ia, hai, vezi că frige. Așa. Și fac rep din asta, fac omleta și după aia o pun în lipie, pun șuncă sau bacon sau depinde de ce am. Acum am pus și niște ardei iute, niște cașcaval, depinde de tu. Ce găsesc acolo, chestii de mic dejun și le pun toate și fac așa un rep. Și e super, super bun. Și Maria s-a trezit, domnul, prințul meu, s-a trezit. Domnișoara e cam nehotărâtă, nu știe dacă să se deplaseze, că a venit soarele pe ea și se simte foarte bine. Dar da, update-ul fiind că nu mai plec nicăieri astăzi, because gafa mea, am decis cu Eugenia până la urmă, nu s-a supărat pentru că ea e o dulce și așa face, e foarte drăguță și nu se supără și e foarte drăgălașă și a propus mai bine să ne vedem în altă zi, ori mâine, ori în altă zi, ca să ne vedem și cu fetele, cu Georgiana și cu Denisa și numai bine, am zis că nu e o idee rea, dacă tot ieșim în oraș, hai să o facem dată, nu? Adică dacă tot ne vedem, plecăm, să plecăm toate și a rămas să ne decidem în altă zi să ne vedem, așa că nu mai mergem astăzi, dar nu-i problemă, că ea zice, a, dar tu te iarăși
deja, deja te-ai machiat. Adică eu am făcut gafa și ea tot la mine se gândea. Adică ca să înțelegeți cam cum e Eugenia, da? Și de ce o iubesc eu așa de mult. Și zic, da, nu-i problemă că am de filmat astăzi. Adică am cu ce să-mi umplu programul fără nicio problemă dacă nu mai merg. Mă gândeam să mai fac un chec din ăla cu mere. Mă gândeam să fac poze, să filmez. Am de filmat, am ce să fac. Nu-i problemă, nu-i nicio problemă, nu-i nicio tragedie. Adică mai bine așa că... Aia s-a trezit târziu și... Na, dacă e departe locația, că chiar îi spusese, zic, bă, zic, dacă e chiar așa departe, zic, nu-i problemă, mă duc eu, mă descurc, îmi fac treaba și după aia ne întâlnim în altă parte. Și a zis că nu, că vrea să vină cu mine, așa că o lăsăm pe alte zi. Seu, acum, îmi voi plopa această omuletă și îmi voi zmotăci cu z, motanii și pisicile mele. Ți-am făcut, mamă, o, ce ochișori, stați să vin să vă arăt. Stați așa să vă arăt. Ce ochișori. Da, ochișor, ce somnoloși. El s-a dus înapoi și-a luat gustăriga și s-a dus înapoi. Udi, ce faci tu, mamă? Da, o somnoloasă, fata mea? Vrei și tu? Dar tu vrei să vin la tine. Dar normal, păi tu ești o prințesă. Of course. Deci, chiar vorbea cu Georgiana că Udi este cumva miții peste roizi, adică la puterea a doua, scuze că vă zgândui, dar sunteți pe unii din ăsta trepied improvizat, adică aveți niște palete de make-up, o agendă, un pahar, o cutie cu seruri, o pudră, deci... Da, asta. So, mai dând până nu se răcește ăsta de tot și vorbim mai încolo și vă spun, vă țin la curent cu ce am făcut sau ce urmează să fac sau whatever. Vedem. Ce facem? Începem hârjoneala? Nu sunt foarte deciși. Dacă să se tăvălească, să se joace sau să mai doarmă. Hai mai dormiți un pic. Hai mai fiți cu mine voi puțin. Trebuie să-i mut aici ca să-i dau jos din pat. Să pot să fac și eu patul, să scutur patul, să îi dau jos de acolo, să... Așa. A, încă nu sunt deciși. Încă nu. Doar așa se tatunează acum. E de încălzire. Uitați-l pe ăsta ce coadă are. Uitați-l cum. Tot el face pe supă. Deci tot... El o atacă și tot el țipă și tot el face pe supăratul. Un ghem de negri. Negricioși. Pupă, mamă. Catifeluțele mele. Sunt așa de dragi, nu mai pot de ei. Dar uitați-vă la Udi cât e de mare, că e aproape cât el. Asta a început să mai îngrașe și el. Să mai pună și el puțină cărniță pe oșcioarele alea. Că până acum era un schilod. Nu că n-ar fi mâncat, dar... Avea prea multă activitate și consuma energia. 2 hours later. To her wedding that's going to be coming up, so I guess that she's not going to be showing up to the wedding. Yo. Haide la mami. Haide la mama. Pupă mama, fată mică. Hai, happy. Hai la mami. Haide la mami. Hai mă, happy mă. Haide mă. Ce fac mă, fetele mele? Te scapi. Ciao. Dimineața, ce faceți? Stați un pic. Stați așa că e gravă. Deci, ieri am filmat. Am făcut un chec cu mere. Am făcut diverse pe aici. Am stat pe afară, mi-am băut ceaiul. Relaxată, nu știu ce, și pe la un 7:30 m-a trăznit un somn. La modul că am adormit îmbrăcată. Știu că era 7:30 pentru că m-am uitat la ceas și în scurt timp după ce m-am uitat la ceas am adormit, deși îmi propusesem să mă dau jos din pat să mă schimb măcar în pijamale, dacă... Și nu, am adormit și am dormit, nu știu, habar n-am când m-am trezit, nenorocirea asta este că cred că sunt somnambulă. Nu știu când m-am trezit să mă schimb. Și după aia m-am trezit de binelea pe la 3 și ceva. Vă dați seama că am adormit machiată, de-aia și fața mea de actuală. M-am dus și m-am demachiat imediat acum de dimineață, cum mi-am făcut cafea, m-am demachiat, m-am curățat, m-am nu știu ce. O să-mi fac mai târziu un masaj cu guașa ca să elimin tot puffiness-ul ăsta, că mă simt exact ca un pufferfish din ăla. Și ajută guașa foarte, foarte mult la chestia asta și trebuie să-mi pun o tonă de picături în ochi dacă am stat cu rimelul ăla la ochi. Dar da, deci
Nu știu de ce am adormit așa, nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat, cert este că s-a întâmplat. Da, da, vreau să vă pun la curent. Alaltăieri noapte, n-am vorbit cu voi că eram prea obosită după ce am meditat, m-am dus și m-am demachiat și m-am curcat direct și n-am mai vorbit cu voi. Dar ieri noapte chiar n-aveam niciun motiv să fiu așa. Ah, gata. Vreau să vă zic înainte să închid blogul ăsta, pentru că îl închidem, gata, așa, și așa a fost împrăștiat, că am încercat ieri, n-am apucat să vă zic ieri dimineață, dar am încercat ieri produsele, câteva produse de la Pharmalid. Câteva din produsele de la Pharmalid și vreau să vă dau câte o primă impresie, dacă tot le-am testat și dacă tot a venit coletul în clipul ăsta, vreau să vă dau și o primă impresie. Deci prima dată am folosit scrub-ul, foarte ok, este un scrub cu zahăr, este delicat, adică nu e un scrub din ăla care să-ți rupă pielea, este un scrub destul de delicat, de blând, dar în același timp eficient, adică mie mi-a plăcut foarte tare cum mi-a lăsat pielea, mi se pare foarte ok pentru mine, pentru pielea mea solzoasă care are nevoie de exfoliere în fiecare zi, e foarte ok și foarte safe de folosit în fiecare zi. Pentru cineva cu pielea mai delicată, bănuiesc că de 2 pe săptămână e suficient, dar mi-a plăcut, adică mi-a plăcut și aroma lui, este ok, un scrub clasic cu zahăr, adică n-aș avea ceva deosebit de adăugat la el, dar e bun. Apoi, gelul de curățare, gelul de duș, ăsta îi zice gentle shower gel, chiar este gentle, adică nu mi-am simțit pielea că se strânge după ce am ieșit din duș, că de obicei am problema asta, dacă este uscat, dacă îmi usucă pielea un gel de duș, simt imediat cum ies din duș și cum îmi usuc pielea, deci instantaneu simt așa că mă strânge, mai ales dacă mă plec simt că se rupe toată pielea pe spatele meu așa, n-am avut parte de senzația asta, ceea ce e foarte bine, adică e numai de bine, dar produsul care mi-a plăcut cel mai mult dintre toate a fost sorbeul, pentru că se absorbe super super repede, are o formulă foarte light, deci este o loțiune de corp. Acum este denumirea asta mai nou cu sorbe, șerbet de corp. Tot o loțiune de corp e, vă dați seama, nu? Adică e o loțiune foarte light de corp. Se absorbe super, super repede. Îmi place mirosul lui. Are un miros foarte plăcut, dar foarte discret în același timp. Nu e genul ăla de parfum chimic, adică miros chimic și îți dai seama că e un parfum chimic în produs, ci e un miros plăcut, dar discret. Așa, se absorbe super repede în piele și nu lasă pielea absolut deloc grasă, deci absolutamente deloc nu o lasă grasă, din contră, în momentul în care îl aplici, ai senzația că rămâne o peliculă de apă pe piele, care ulterior se absorbe foarte repede, dar se absorbe super, super repede și este foarte bun. Eu pe asta cred că o să-l rezerv pentru dimineață, să-l folosesc dimineața, fiind și mai light și seara să-mi folosesc produsele mele alea heavy duty, știți voi, mai țapede, dar cred că pentru acelea care nu suportați deloc, deloc, dar da, chiar deloc, senzația aia de ulei sau de grăsime după cremă și nu vă dați chiar deloc cu cremă, s-ar putea să vă placă foarte mult. Nu știu, cred că o să îl dau și Eugeniei să-l încerce, pentru că, spre exemplu, Eugenia nu suportă gelurile, astea, loțiunile de corp nu prea îi plac, adică ea nu prea folosește decât foarte rar. Am folosit și crema asta, am folosit-o pe față, cu Pantenon 5% și acid hialuronic. Nu pot să zic că m-a dat pe spate, adică ce privește... Dimineața se simțea că am aplicat-o seara și dimineața, nu cred că o aș mai aplica-o sub machiaj, mi s-a părut că ieri sub machiajul meu a arătat destul de funny. Și cred că asta a fost de vină, dar o să mai încerc oricum, pe seară, că dimineața mi-a plăcut senzația cu care m-am trezit pe piele. Adică o voi mai încerca și o voi încerca și pe mâini și am să vă mai țin la curent cu ele, deci și așa. Ăsta de picioare nu l-am încercat încă pentru că seara am adormit sau nu. Dar o să vă spun și despre dânsul mai multe mai târziu. So, asta este, mă duc să mă adun și să-mi revin să-mi... beau cafea, să-mi scot restul de rimel care mi-a intrat primul, că simt că am tone de mascara au rămas pe aici. Deci nu-mi dau seama cum am putut să adorm în halul ăsta, efectiv. Vestea bună este că astăzi se lansează cel mai nou album ABBA și mi-am petrecut câteva zeci de minute înainte să vorbesc cu voi uitându-mă la interviu și la chestii. Din punctul meu de vedere, în lumea asta au existat două trupe mari, bune,
mai două trupe mai bune, și anume Queen pe rock și ABBA pe pop. Restul, apă de ploaie. Da? Au fost și altele bune, dar nu s-au ridicat la nivelul ăsta. Nu s-au ridicat la nivelul ăsta de empatie față de public, nu s-au ridicat la nivelul de talent, nu s-au ridicat la nivelul de foarte multe. Nu zic că sunt singurele trupe bune din lumea asta, dar da, au început să intre mail-urile. Ne bucurăm foarte tare. Nu zic că nu mai sunt și alte trupe bune, dar alte trupe nu văd să se fie ridicat la nivelul ăstora. Eu personal nu-i supăr pe cei de la Rolling Stones. Nu pe Rolling Stones. Nu, nici aia nu-mi plac, nici Rolling Stones, dar Beatles-ul. Nu-mi plac Beatles și deloc. Nu, pe mine muzica lor nu m-a dat pe spate niciodată. Dar în ceea ce privește trupele, eu consider că cele mai bune trupe din lumea asta, all times, sunt Queen și ABBA și sunt foarte fericită să văd ce au scos. Evident că toată lumea se așteaptă ca ABBA să fie aia de acum 40 de ani, când au cântat ei ultima dată, când au scos ultimul album. Clar, nu o să mai fie. Am ascultat o melodie pe care au scos-o, pe care au dat-o publicului acum 2 luni. Se simte clar că nu mai au vocile alea și că nu mai pot, dar e vorba de senzație și de feeling-ul pe care ți-l transmite, deci, și sunt foarte curioasă să ascult albumul ăsta nou, să vedem cum o să fie, și cam asta pentru astăzi, așa că vă las, încheiem vlogul ăsta și sper că data viitoare să mă adun și eu mai bine, că deja simt că nu mai pot. So, see you later, alligator, love you, bye bye, ciao!